Potrivit informațiilor obținute de colega mea, Andreea Gheorghe, Elena Lasconi a câștigat mandatul de președinte al USR. Îl ascultăm câteva secunde chiar acum pe Ionuț Moșteanu. Îi urez succes Elenei și o invit acum în fața dumneavoastră. Hai că am venit. Chiar mă gândeam câte secunde de libertate mai am. Gata, nu mai ai. Te pup. Felicitări. Mersi. Felicitări. Mersi. Am emoții. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată prin vot. De astăzi începe reconstrucția USR-ului și tot de astăzi vom lucra mai uniți și mai determinați ca niciodată, pentru că în joc este pierderea democrației din România. Și poate că nu întâmplător am câștigat aceste alegeri astăzi, de ziua drapelului. Sunt mândră că sunt româncă, iar eu sărbătoresc prin fapte drapelul României în fiecare zi. Și m-aș bucura ca în această seară să-l fluturăm cu toții în piața Universității, la Iași, la Constanța, la Satu Mare, în România de dincolo de granițele țării și să ne bucurăm împreună de victoria echipei naționale de fotbal la campionatul european. Concentrarea puterii în mâinile unor partide învechite în rele și mimarea că ar consulta populația românii din 4 în 4 ani le-au adus românilor doar dispreț, furt din buzunarele celor care muncesc și sunt de bună credință și muncesc pentru România. Asta a dus la slăbirea statului, din punctul meu de vedere. Puterea poporului înseamnă putere în fiecare zi și nu doar o dată la 4 ani. Puterea cetățeanului înseamnă să ai o viață într-o țară mândră și respectată, în care să-ți dorești să-ți crești copiii și să nu îți dorești să pleci din țara asta cu gândul că în altă parte e mai bine și că sistemul funcționează. La Câmpul Lung, în prima capitală a țării românești, am demonstrat că pot să construiesc punți între oameni, între generații și că pot să reunific oamenii în jurul unor valori, cum ar fi munca, respectul față de oameni și eficiența în a reconstrui societatea. Asta o să fac și în USR și o spun cu mare încredere. Așa cum e într-un oraș, când câștigi primăria cu majoritate, reprezinți după alegeri fiecare cetățean al acelui oraș. Așa o să fac și în USR. Suntem o echipă, iar eu toată viața am lucrat în echipă. Vă mulțumesc foarte mult! Da. 2024, acum că ați câștigat șefia partidului, vă asumați oficial și candidatura la prezidențiale? Ați urmărit declarații în direct făcute de Elena Lasconi, care, în urmă cu doar câteva momente, a fost aleasă să conducă USR. De altfel, Elena Lasconi va fi prezentă astăzi la Studio Politic. Este invitata colegei mele, Anca Surciu.